Wow, Willy Wonka! Se pare că nu e chiar atât de greu să ajungi în țara ciocolatei. Wow, locul acesta e atât de tare! Oare ce ne vor oferi? Încerc miracolele! Ce avem aici? Am primit un dolar de ciocolată! Sunt atât de fericită! Yummy! Oh, hai! Nu cred! Eu am primit bani adevărați! Oh, atunci cumpără ciocolata mea! Glumești? Cu acești bani aș putea cumpăra 10! Ce? Nu, te rog! Banii sunt falși! Mereu am avut ghinion! N-ar fi trebuit să te lauzi! Trebuie să-i distrag cumva atenția! Ce e asta? Cine m-a strigat? Ok, ce am primit? Da, înțeleg! Ochelari de conspirație. Schimb discret. Gata! Hei, Sophie! Ai văzut pe cineva aici? Ciudat! Hai să vedem ce avem! Să vedem! Ai câștigat la categoria cel mai bun actor! Felicitări! Wow! Este atât de neașteptat! Am visat la asta toată viața! În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Lucy pentru că acest Oscar nu a ajuns la ea. Cred că planul meu a avut succes. Bine, stai jos cu Oscarul tău. Ar fi putut fi oricine, chiar și eu. Să vedem iar ce e înăuntru. Alabala portocala. Cred că farfuria asta tot a mea va fi. O deschidem. Da, nu prea mult. Am primit un parfum original. Wow! Trebuie să-l încerc imediat. Ei bine, măcar mie îmi place la gust. De ce miroase așa de urât? Cum poate un miros ca ăsta să fie la modă? Ei bine, asta e altceva. Tu clar trebuie să ieși să iei puțin aer. Nu-mi strica mie plăcerea de a savura gustul acesta delicios. Iai, o nouă delicatesă! Sophie primește o cheie fixă de ciocolată, iar Lucy nu are deloc noroc. Ce? Iarăși? Mi-am dorit atât de mult ceva dulce! Ce să fac cu asta? Nici măcar nu văd ceva! E absolut inutilă! Hai, dă măcar o gură! Nu, scuze, e doar pentru mine! Oh, Willy Wonka! De ce e atât de răutăcioasă? Fetelor, uitați-vă la ochiul meu! Care dintre voi a decis să arunce chei fixe pe aici? Am stat aici de atât timp și nu se întâmplă nimic! Gata! Minunat! Să începem! Yay! În sfârșit! Wow! Aparate foto! Trebuie să fie cu adevărat bun! Aparent, Lucy nici măcar nu era supărată că nu a primit figurina de ciocolată. Și ce selfie-uri tari voi face cu acest aparat foto! Să vedem! Ce? Willy Wonka? De unde a apărut? Amanda? Lucrurile se schimbă foarte rapid în țara ciocolatei. Ei, prietene! Frumoase poze! Și 1, 2, 3... Ha! Am câștigat! Oh, ochiuri! Ce bine că sunt din ciocolată! Sunt delicioase! Și ca de obicei, primesc ceva ce nu e gustos. Oh, ochiuri normale! Pentru asta am venit în țara ciocolatei? Nici măcar nu-mi place! E atât de alunecos și dezgustător! Wow, ouă zburătoare! Nu mai râdeți de mine! Doamnă drăguță, credeam că te-am avertizat. Ai meritat-o! De ce e doar un singur poș astăzi? Auzi și tu asta? Ne vor arunca în aer! Ce ar trebui să facem? Ok, uite cât de puternică sunt! Pot să fac față la orice! Să începem! De ce nu s-a întâmplat nimic? Ce sunt acelea? Ceasuri obișnuite? Și noi am fost așa de speriate! Vă era frică de niște ceasuri vechi! Sunteți ridicole!
Deci acum știm cine ne-a mâncat ceasurile de ciocolată. Ok, trebuie să facem schimb ca să fie și mai interesant. Gata, uite! Nu-i chiar așa de rău. Lucy, nu știam că ești așa amuzantă. Nu te uita așa de aproape la mine, sunt timidă. Wow, e o întreagă lume de zahăr. Nici nu știam că există așa ceva. Chiar? Nu mă crezi? Vezi singură. Ah, dă-mi și mie. Pentru ce? Dar nu am mai găsit niciodată așa ceva. Lucy e așa snoabă. Hei, ce ai spus? Iai, ceva interesant din nou. Eu prima. Wow, un pantof de ciocolată. Abia aștept să-l mănânc. Deschide-l. E atât de distractiv. Ia, e un pantof de bărbat strănțuit. Iac, e dezgustător. Fetele, mi-a văzut cineva pantoful? Uite-l! Iac, Lucy, uite șosetele astea! E groaznic! În sfârșit mi-am găsit pantoful! Oh, cred că o să vomit! Mi-ai stricat pofta de mâncare! Oh, Lucy iar n-a avut noroc, căci Amanda a primit batonul de ciocolată. O să mă satur! De ce aș avea nevoie de un microfon? Cu toate astea, am o idee! Și dacă aș încerca să-l folosesc ca să obțin niște dulciuri? În pădure e un brad de Crăciun. Ce? I-a plăcut lui Willy Wonka? Wow! Chiar nu mă așteptam la asta. Wow, am reușit! Lucy, dă măcar unul, te rog. Ei bine, ia-l. Mai am atât de multe. Mai ales că pot să obțin mereu altele. Și apoi m-a invitat în oraș. Îți vine să crezi? Oh, uite acești hamburgeri. Cum au ajuns aici? Trebuie să fie delicioși. Să încercăm mai repede. Miros atât de bine. Stai pe loc. Mi s-a făcut și mie foame. Uimitor. Dar să încercăm unul din ciocolată. Wow, acesta este chiar mai bun. Este o gustare excelentă. Oh, da. Hai să-l încercăm acum. Dar ce este asta? Cineva l-a mușcat deja? Amanda, cum ar trebui să-l mai mănânc acum? Nu cred că m-am săturat. Așa, acum e mai bine. Amanda, asta deja nu mai e amuzant. Dă-mi-l înapoi acum. Și în timp ce fetele se ceartă, noi putem avea o cină în toată regula. Este minunat! Pe bune! Hamburgerii de ciocolată sunt preferații mei! Ce ai acolo? Ia mâna! Mă descurc singură! Uite, o fundă de ciocolată! Oh, nu m-aș fi gândit! Eu am o fundă adevărată! E mereu la fel! Deci, îmi stă bine cu ea? Știi, nici asta nu-i rea! Fetele, a văzut cineva papionul meu? Îl caut de jumătate de zi! Nu! Singurul pe care l-am e unul de ciocolată! E ciudat! Cred că l-am văzut undeva recent! Cred că mi s-a părut! Îți vine să crezi că am reușit să-l păcălesc pe Willy Wonka în persoană? Da! Cu siguranță asta e ceva de neuitat! Ce a mai inventat Willy Wonka de data asta? Sunt cătușe! Oh! O să mănânc din nou ceva gustos! Cred că am o soluție pentru asta! Hei, Amanda? Da? Aranjează-ți părul! E așa ciufulit astăzi! Serios? Îl aranjez acum! Închid! Am înțeles! La ce altceva ai nevoie de cătușe? Îmi pare rău, fată! Nu! Eliberează-mă! Nu corect! Îmi pare rău! Nu e ziua ta bună! Oh! Am un platou plin cu stridii! Îmi plac stridiile, știi? Este dezgustător! Atunci ia farfuria mea! Stridiile sunt atât de proaspete! Grozav! Oh, sper că mai este ceva! Minunat! Stridiile de ciocolată sunt altceva! O să încerc una!
Un gust subtil de ciocolată cu lapte. Bine, puțină lămâie. Cel mai important e să nu exagerez. Și sunt gata de mâncat. Sunt delicioase. Amanda, nu pot să cred că nu-ți plac. Doar miroasele. Ce viteză! Nu ai de gând să termini stridiile de ciocolată? Norocul meu! Cine este mai rapidă? Acesta este doar un foarfece obișnuit. Nu așa ne-am înțeles. Pentru ce să-l folosesc? Îmi place foarte mult foarfecele meu de ciocolată. Iată, acum vei ști cum să te distrezi pe seama mea. Și ăsta e premiul meu. Mi-e teamă de tine. Poți să ai și jumătatea cealaltă, dacă contează. Minunat! Am obținut ceea ce mi-am dorit. Vrei să ajungi în țara ciocolatei? Spune-ne în comentarii. Ți-a plăcut videoclipul nostru? Atunci dă-ne un like, abonează-te la canalul nostru și nu uita să apeși pe clopoțel. Ne mai vedem!